Veste bombă pentru șoferi. Timp de un an, benzina și motorina ar putea avea prețurile plafonate. Ministrul Finanțelor a anunțat că se gândește la o formulă legală în acest sens, astfel încât românii să nu mai fie afectați de creșterile constante de preț la benzina și motorina. Specialiștii estimează că astfel, conducătorii auto ar putea economisi circa 20 de lei la un plin de 60 de litri. România este printre țările cu nivel ridicat de taxare, 50% dacă nu mă înșel, la benzină, 48% la motorină. Deci, e loc de a micșora acest nivel. Discutăm cu cei de la Consiliul Concurenței pentru a găsi o formulă legală ca această scădere să se regăsească în economie și la nivelul fiecărui consumator, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul de Finanțe. Măsura ar urma să se aplice din 2019 și ar fi o premieră pentru țara noastră. Cei de la Consiliul Concurenței sunt deschiși la o astfel de propunere. Din analizele pe care le-am făcut în situații similare, te aduceți aminte, la reducerea TVA-ului la pâine, la reducerea și la creșterea taxelor pe combustibil, iarăși am urmărit, am strâns date, dar și am făcut analize. De fiecare dată, piața noastră a funcționat bine, în sensul că aceste șocuri, aceste schimbări fiscale s-au reflectat atât la scăderi cât și la creșteri, s-au reflectat în prețul plătit de consumatori. Deci, din analize pe care le-am făcut noi, piața noastră a reacționat bine. În schimb, reprezentanții benzinăriilor sunt rezervați față de această idee de impunere a unui tarif fix. Sunt decizii politice și declarații politice. Nu comentăm noi așa ceva. Anul acesta, prețul carburanților a crescut cu peste 10% față de anul trecut. Șoferii plătesc pe un litru de benzină 5,81 de lei în medie. În cazul motorinei, tariful a ajuns chiar la circa 5,89 de lei per litru.